Hello, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Așa cum vedeți în titlu, astăzi urmează să deschid împreună cu voi cutiile de la Pinkbox și Goodiebox, cutiile la care sunt abonată de mai bine de un an și jumătate și dacă încă sunt abonată la ele, înseamnă că îmi plac foarte mult. Am mai fost abonată 2 luni de zile la o cutie, dar nu. Era cea mai scumpă dintre toate și nu primeam cine știe ce produse. Nu vreau să vorbesc despre acea cutie, e o dezamăgire totală, însă aceste două cutii valorează împreună 50 de franci pe lună, sunt de pe site-uri diferite, se găsesc atât în Elveția cât și în Germania, dacă locuiți în Elveția sau Germania o să le găsiți și voi, sunt super interesante și în general încerc să le filmez în fiecare lună, dar că acum am făcut curățenia de Paște și mi-am dat seama că nu am mai filmat cutiile de pe februarie și martie și că mai sunt câteva zile și vin și cutiile de pe aprilie și încă nu le-am filmat pe cele din februarie și martie. Ok, și am zis gata, mă pun să filmez, dacă tot m-am machiat, dacă tot mi-am spălat părul. Acum însă să trecem la treabă pentru că avem aici cutiile pregătite, sper să nu le scap, să vi le și arăt ce frumoase, ce culori frumoase sunt, asta am vrut să zic. Mă și bulbui. Și am observat că încep să mă bulbui în fiecare clip și asta din cauza că filmez rar și postez și mai rar. Ok, dacă tot este vinerea mare și pentru că eu în vinerea mare de obicei am curățenia făcut-o și eu am, nu spăl, nu calc, nu cos, nu fac lucruri de astea decât după Paște încolo. Așa, ce să fac, că nici măcar cumpărături de Paște nu le-am făcut încă, așa că ce să fac câteva ore până mai aștept ca să merg la cumpărături, decât să filmez un clip. Așa că m-am machiat, mi-am spălat părul și sunt aici ca să desfac cutiile împreună cu voi. Zic să trecem la treabă. Ok, începem cu cutia de la Pinkbox de pe luna februarie. Sunt super, super curioasă. Tocmai a zburat cartonașul cu produsele. Aole, stați puțin. Da. Dar nu e un cartonaș cu produse. Este un cartonaș cu... ce mișto! Este un cartonaș cu coduri de reducere. Ok. O să vorbesc cu câteva prieteni să văd dacă vor și ele ca să se aboneze la aceste cutii. La această cutie de la Pinkbox este genială, incredibilă și primesc produse chiar și scumpe. Am primit produse de la MAC, de la Charlotte Tilbury, de la... nu-mi vine. De la Benefit, cred, da. Am primit produse scumpe. Cred că și de la Naked am primit un produs, dacă nu mă înșel, sau două. Plus alte branduri de care nu mai amintesc acum și care sunt la fel de scumpe, dar mai ales cele de skincare. Bun, haideți să vedem. Na, că așa am rupt-o. Ok, hai să vedem ce produse avem aici. Am niște cartonașe. Văd aici un profil de la Cetaphil. Wow, n-am mai avut. N-am mai încercat. Apoi dacă tot l-am văzut și este cel mai mare dintre toate, zic să începem cu el. Avem aici un produs de la Cetaphil. Cetaphil? Cum se citește corect? Cetaphil, cred, nu? Ok, este o loțiune hidratantă de corp. Wow, are 460 ml și este non-comedogenică. Am zis bine? Non-comedogenică? Sper că am zis bine. Ok, bun. Scrie în germană și de-aia nu eram sigură că pronunț bine în română. Apropo de asta, tocmai am observat că mi-a mai crescut părul. Cred că asta datorită produselor pe care le folosesc în timp. Ok, ia să vedem. Cetaphil. Oh! Cetaphil este un produs elvețian, pe bune. Bă, du-te! Așa scrie, și am dat seama. În fine, e valabil 18 luni, ceea ce e foarte bine, pentru că deocamdată am o cremă de la The Body Shop, care o folosesc acum, deci... Ok, spuneam că hai să desfac ca să văd și eu cum miroase. Dar nu miroase nimica, sincer. Deci că miroase a... nu știu, a nimica. Parcă miroase puțin a castravete, dar în rest parcă nu se pare că miroase a nimica. Totuși, sunt sigură că e o cremă hidratantă, așa cum scrie aici, foarte bine. O să folosesc. Bun, trecem și la următorul produs. Avem aici un produs de buze de la Blistex. Eu am mai avut un produs de la ei, tot primit în această cutie. Este și cu protecție solară cu SPF 15 pentru buze de la Blistex și este... cred că este un balsam de buze. Ia să-l desfac să vedem. Ok, arată drăguț. Așa arată.
Și mentolat. La asta nu mă așteptam. Foarte mișto. E valabil 12 luni. Blistex Med Plus este făcut în America. Wow, nu știam că e produs american. Dar mă bucur. Ok, trecem și la cel de-al treilea produs. Avem aici un produs de la Tweezers. Ia să vedem. După cum v-am obișnuit deja, o să încerc să caut aceste produse pe internet și să vă pun aici undeva o poză cu fiecare produs pe care vi-l arăt, ca să puteți vedea mai bine și poate găsesc și prețurile lor. Avem aici o pensetă. Este o pensetă pentru sprâncene și e roz. Îmi place. Mai că pana mea, ce fac eu? Că am mai primit eu o pensetă, dar nu mai știu, cred că tot la cutia asta, nu mai știu de la ce brand. Și tot așa. Și mai am și eu pensetele mele, cred că am vreo două, dar eu nu mă pensez, că mie nu-mi cresc sprâncenele. Da. Bun, trecem și la cel de-al treilea produs. Wow, avem aici un produs de la Golden Rose. Vă spun sincer că auzisem de foarte mulți ani de brandul Golden Rose, dar n-am testat niciodată nimic până când am început să primesc aproape în fiecare cutie, aproape în fiecare lună, așa, primesc la una din cutii câte un produs de la Golden Rose, aproape în fiecare lună și din ce am testat până acum, îmi plac. Bun, avem aici un Defined Lashes Maximize Mascara. Ok. Da, deci avem mascara negru. Mai este sigilat și nu o să-l desfac. Așa arată. Este foarte drăguț. Eram curioasă de cum arată peria, dar nu o să-l desfac. O să-l las așa. Bun, trecem și la ultimul produs din cutia Pink Box de pe luna februarie și anume avem aici o mască fără parfum cu 99% ingrediente naturale de la Nivea. Măștile sunt întotdeauna binevenite. Efectiv, că sunt așa, din asta de aplicat, orică sunt acelea la tot felul de borcănașe, cutiuțe pe care ți le aplici tu așa pe față și o întinzi pe față, ori, deci, indiferent de măști, eu ador măștile. Ha, dar cred că am vreo două săptămâni de când am mai făcut o mască. Aoleu! Da. În seara asta poate-mi fac și eu o mască. Și atât am primit măști. Ok. Ah, mai e și o surpriză, o surpriză dulce. Cei de la Pink Box, odată la 2 luni, 3 luni, ceva de genul, mai pun câte e ceva în plus în cutie, ceva de mâncat. Ori o ciocolată, ori o punguliță cu bomboane din acelea învelite în ciocolată, ori o pungă cu alune, ori ce-am mai primit? Și gume. Am primit și gume. Da. Iar acum avem așa un fel de baton din ăsta, așa, cu tot felul de semințe, alune, migdale, wow. Ok. Știu că de obicei vă arătam cât costă fiecare, dar cred că mă întind prea mult și atunci facem felul următor. O să vă pun aici o poză cu fiecare produs pe care vi-l arăt și dacă arată și prețul în poză, las așa, dacă nu, o să vă scriu undeva cât costă fiecare produs ca să vedeți și voi. Bun. O să încerc să fac aici puțin un loc, ca să trecem și la cutia Goodie Box de pe luna februarie. Apropo, nu știu dacă v-ați dat seama, dar eu m-am vopsit înapoi. Nu m-am făcut brunetă, sunt de data aceasta un șaten, cel mai închis șaten pe care l-am găsit. Îmi doresc să nu mai fac acel brunet negru-negru niciodată. Mi-am dorit să revin cumva la culoarea mea naturală și acest șaten închis se apropie de culoarea mea naturală, pentru că și eu sunt un șaten închis natural. Tocmai de aceea, cred că mi se potrivește mai mult această culoare, împreună cu machiajul, cu culoarea ochilor, părerea mea. Bun, trecem acum și la cutia de la Goodie Box, de pe luna februarie, care are o culoare absolut superbă. Haideți să vedem ce se află aici. Să și desfacem, zic. Ok, acestea sunt produsele. Ia să vedem ce produse avem noi în luna februarie aici. Bun. Am aici un produs de la Terre de Mar. Da, am mai avut de la ei. Terre de Mar. Sper că am pronunțat bine. Eu și cu franceza sunt paralele. Ok, avem... ce avem aici? Un lapte de corp. Acest recipient are 100 de mililitri, este valabil 12 luni, este fabricat în Franța și este un produs vegan și nu este testat pe animal. Conține unt de shea,
Ulei de măsline și antioxidanți. Interesant. Ia să vedem cum miroase. Ah, dar și asta e sigilat. Tot de sigilat doar ca să văd cum miroase. Nu vreau ca să le testez sau să le încerc, pentru că cine știe. Dar nu miroase nimic nici asta. Nu mai folosește nimeni creme parfumate? Acum toate cremele vin așa, fără parfum? În fine. Ok. Deci, la următorul produs. Ia să vedem ce este. Kind Beauty. Este un produs de la Kind Beauty? Kind Beauty? Băi, eu sper că am zis bine. De la Kind Beauty, nu? Ce scris mic are. Și mai e și ăsta transparent. Nu văd bine. Ok. Este un spray de fixare a machiajului. Wow. Ok. Arată bine, dar și acesta este sigilat, deci nu-l desfac. Arată bine, va trebui să-l caut. Na, nu se vede bine că e recipientul transparent. Da. Ok, trecem și la cel de-al treilea produs de la Goodie Box. Oh, dar eu pe acesta mai am o dată. De ce l-am primit încă o dată? Este de la brandul Gold Hair Care. Da. Este un produs de păr. Este un spray. Are 75 ml. E făcut în Danemarca. Da, este un spray pentru protecția părului, pentru atunci când trebuie să îl expunem la soare. Asta mi se pare interesant. Mai ales că deja vine căldura, deci e binevenit. Bun, trecem și la cel de-al patrulea produs. Ia să vedem. Avem aici ceva, un ambalaj drăguț. De la brandul Tease. Cred că Tease. Este un produs vegan. Crave Lip Gloss. Ok, avem un gloss. Un gloss pentru buze. Ia să vedem. Ah, ce drăguț e! Ah, deci ambalaj mișto. Deci așa este brand. Acesta este brand. De la Tease. Acesta este brandul. Iar ambalajul este unul superb. De ce n-am mai văzut așa ceva? Wow! Crave Lip Gloss. Așa scrie. Avem și o nuanță. Nuanța Beautiful Bad Habit. Ok. Haideți să vedem cam cum ar fi. Și cam cum arată. Ia. Ok. Da. Este un lip gloss. Un lip gloss. Ah, nu are niciun miros. Bun. Ok, recunosc că îmi plac cosmeticele și machiajele și rujurile care miros foarte, foarte frumos, deși știu că parfumul în cosmetice nu e bun. Ok, trecem și la ultimul produs din cutia Goodie Box de pe 9 februarie. Avem aici un produs de la Manna Khadar Beauty. Lippy Love Lip Scrub. Și acesta este sigilat, dar o să-l desfac pentru că vreau să văd ce e cu el. Deci avem un produs, un scrub de buze, da. Până desfac ăsta, vai de capul meu! Vai, nu se poate. Dar de ce se desfac așa nasol? Dar și mă chinui, acum se desfac, nu pot să cred. Na, că tot n-am reușit. Gata, am reușit. Ok. Deci avem aici un lip scrub. Așa arată. Nu miroase nimic nici acesta. Așa. Și acesta este brandul. Băi, nu știu ce brand e ăsta, că nu scrie despre el pe nicăieri. Dar mă duce așa cu gândul la produs, nu știu, arab, arabești, produse arabești, nu știu. Na. Bun, gata și cu cutia Goodie Box de pe luna februarie. Acum trecem la cutiile de pe luna martie. Trecem și la cutia Pink Box de pe luna martie, de care sunt foarte, foarte curioasă. Până acum am primit produse destul de drăguțe și interesante de testat. La câte produse primesc aici? Gândiți-vă că primesc câte 5 produse în fiecare cutie. Asta înseamnă cam 10 produse minimum pe lună de la aceste cutii primesc. Plus ce mai îmi cumpăr eu, că da, nu trece luna fără să fac și eu cel puțin o comandă pe Notino sau una pe Douglas sau, da, la cosmetice și machiaje. Așa că da, vă dați seama că o parte din produsele acestea le fac cadou, da. Adică eu sunt doar una și când apuc eu să folosesc atât de multe produse, nu?
Bun, ia să vedem ce produse avem și de data aceasta. Acestea sunt produsele. Miroase ceva. Ok, avem aici de la brandul The Beauty Crop. Avem niște eye patch-uri cu avocado, hidratante. Ok, așa arată. Un ambalaj super, super drăguț, dacă mă întrebați pe mine. Bun, trecem și la cel de-al doilea produs. Am aici un produs de la Catrice. Bun, n-am mai primit de mult timp ceva de la Catrice. Este un Water Fresh Lip Tint Ultimate Stay. Este un ruj în nuanța 050 BFF. Și zice că este rezistent la transfer. Este sigilat, așa că vedeți voi ce culoare are. Nu am de gând să-l desfac. Bun. Trecem și la cel de-al treilea produs. Oh, wow! Ok! Un produs de la Head & Shoulders. Wow! Îmi amintesc acum că am folosit șampoanele de la Head & Shoulders până acum un an le-am folosit. Nu vine să cred, toată viața mea, adică mă știu, numai șampon de la ei folosesc. Acum știam, am văzut ceva pe Instagram și pe YouTube, ceva reclame, că au apărut niște produse noi, dar nu le mai încerc. Aceasta este o mască pentru scalp cu aloe vera, pentru scalp, cum îi zicem, uscat și din acela cu coji și cu mătreață. Da, deocamdată aceasta este problema mea acum a scalpului și mă gândesc dacă să încerc sau nu această mască. Are un miros foarte fresh, foarte mișto. Da, mult mai mișto decât miroseau șampoanele de la ei. Îmi place cum miroase. Acum, dacă o să-l testez sau nu, vedem. Bun, trecem și la cel de-al patrulea produs. Avem aici un produs de la Naturaline. Naturaline este un brand elvețian, scrie aici clar, Naturaline Swiss Cosmetics. Este o cremă de mâini cu foarte hidratantă, de 75 ml, cu flori de migdale. Băi, deci de când am descoperit mirosul ăsta de flori de migdale, efectiv sunt disperată și îmi cumpăr geluri de duș, sare de baie, nu știu, orice cu flori de migdale. Deci... Dar nu are mirosul acela puternic de flori de migdale cum îl are gelul de duș pe care îl folosesc eu. Dar, da, m-am și dat pe mână ca să văd cum miroase. Într-adevăr, miroase super bine. Îmi place. O să folosesc. Nici măcar nu știu dacă mi-am luat cremă de mâini cu mine aici. O să fac și un vlog de curând în care să vă vorbesc așa puțin despre mutat, despre ce am apucat să ne luăm aici, cu noi. Bineînțeles că lucrurile noastre sunt depozitate undeva, într-un depozit, da. Și cel de-al cincilea produs. Avem aici un gel de duș cu portocală. De la Le Petit Marseille. Sper că am citit bine. Este un gel de duș bio, cu portocală. Mamă, cât de mișto miroase, cât de fresh este. Wow. Îmi place mult. Eu nici măcar nu înțeleg de ce nu folosesc gelul de duș de la acest brand, pentru că sunt peste tot. Sunt super ieftine. Vin într-un ambalaj destul de mare. Au 250 ml. Au o grămadă de arome. Au variante destul de mari de arome, de fapt. Și sunt niște geluri de duș din 98% ingrediente naturale. Adică eu chiar nu înțeleg de ce nu le folosesc. Am mai avut unul, cred că mai mare decât ăsta, și l-am făcut cadou. Și am mai avut încă unul și tot așa am făcut cadou, cu arome diferite, nu cu portocală, dar lăsat portocalul, wow, e bombă. Da. Bun, am terminat și cu cutia de la Pink Box de pe luna martie, trecem și la cutia Goodie Box. Cutia Goodie Box de pe luna martie are o culoare absolut superbă, deci mi-aș dori o haină, ceva în culoarea asta, și o geantă. Deci culoarea asta o caut și pe cameră. Se vede așa un mov spre altceva, dar în realitate e un mov strasută, deci e... Nu știu de ce am impresia că movul ăsta începe să mă cucerească încet și devine și el culoarea mea preferată. Da. Ok, avem aici și un gift card, un voucher, wow, un voucher de 40 de euro la brandul Mood Masky. N-am auzit de el. Wow, ia să vedem.
Înseamnă că n-am primit degeaba acest voucher. Cred că avem un produs de la acest brand în cutie. Ia să vedem. Acestea sunt produsele. Hai să vedem. Deci, începem cu un produs micuț. Avem aici un produs de la brandul Avant. Sper că am citit bine. Este un gel de curățare a feței. Are 50 ml cu glicerină și cu unt de cacao. E valabil de spre celun și e făcut în Franța. Nu, e făcut în Italia, pardon. E făcut în Italia. Da. Da, interesant. Acum, nu știu ce să zic, e un gel de curățare al feței, deci rămâne să-l testez. Mai departe, ia să vedem, avem aici un produs de la Antonio Axu. What? N-am auzit de el, nu știu cine este. Este un produs de păr. Este un un spray cu sare. Este un spray cu sare de mare. Ia să-l testez, dacă tot mi-a spălat eu părul. Și părul meu este așa foarte moale, foarte fin după spălare. Ia să-l testez eu, să vedem. Oh, ce mișto miroase. Miroase ceva fructe, cred eu. Nu sunt sigură. Mi se pare că dă așa și un luciu. Wow! Superb! Cred că m-a aplicat prea mult în zona asta. Ia să vedem. Ok. Dar se întărește, e ca un spray de fixare a părului în același timp. Mamă, deci miroase incredibil. Nu știu ce să vă zic, că miroase a pepene galben, a ceva combinație cu ceva pepene galben, habar n-am. Miroase incredibil. Ok. Cât are ăsta? 150 ml și este de la Antonio Axu. Pur și simplu așa scrie, deci... No. Este un spray cu sare de mare. Bun. Ok. Am găsit și produsul de la Mood Masky. Se pare că este un brand foarte scump dacă am un voucher de 40 de euro, zic eu. Ok, avem aici o mască. O mască de față cu vitamina A. Zice că reglează pH-ul pielii, curăță porii în profunzime. E și antirid. Și zice că dă așa un fel de strălucire naturală feței. Are 60 ml. Și este făcută în Olanda. Wow! Ok. Ok. Deci acesta este brandul. N-am auzit de el. Rămâne să-l caut pe internet să văd ce zice despre el. Bun, trecem și la cel de-al patrulea produs. Avem aici un gel de duș. Cu portocală. Tot cu portocală, dar de la alt brand. Un gel de duș cu portocală, cu extract de portocală. De la brandul... Stai puțin. De la brandul Feel Free. Chiar așa se și numește acest gel de duș. Feel Free by Feel Free. Ok. Este vegan. Valabil 12 luni. E făcut în Spania. Ok, și are 200 de mililitri. Ok. A să vedem cam cum miroase. Sunt foarte curioasă. Dacă pot să-l și desfac. Bă, nu știu. Mie îmi spune că nu miroase ce nu știe ce. Da, na. Gel de duș să fie. Bun. Mamă, mi s-a făcut foame de când filmez. Și trecem și la ultimul produs. Nu știu ce e asta. Stai puțin. Guess what? You'll be naked in a minute. Ok. Original coffee scrub. Scrub era cu tu. Scrub. Da, este un scrub pentru corp cu cafea. Are 20 de grame.
Ok, și e valabil 12 luni de la brandul Frank Body. Frank Body, scrie aici. Oricum, o să le caut pe internet și o să încerc să vă pun câte poză. Da. De-abia aștept să îl desfac și să folosesc, să vedem. Bun, dragilor, acestea au fost produsele, acestea au fost cutiile de la Pinkbox și Goodiebox de pe lunile februarie și martie. Acestea au fost produsele din interiorul cutiilor, vi le-am arătat. Mare parte din ele mi-au atras atenția și abia aștept să le testez. Cu siguranță unele din ele o să le fac și cadou mai departe, pentru că eu sunt doar una singură și cine să folosească atâtea produse și când. Da. Aveți grijă de voi, vă pup și ne vedem data viitoare.